Acest program este realizat cu sprijinul Grup Oltina. Grup Oltina. Patima, acesta este cuvântul ce caracterizează sentimentele pe care crescătorii le nutresc față de porumbeii lor. Odată ce i-au primit în gospodării, odată ce i-au îngrijit și au trăit alături de ei, să renunțe pare doar o teorie ipotetică. Au existat și câteva cazuri în care pasionații au cedat pentru o vreme, dar au luat-o din nou de la capăt. Și asta pentru că, în fond, să-ți împarți viața cu voiajorii reprezintă mult mai mult decât un viciu. Iar dacă la un viciu mai poți renunța, cu efort și multă voință, pentru columbofilie nu prea există leac. Crescătorii au rețete diferite pentru dieta porumbeilor, mai ales pe timpul iernii. Astăzi, unul dintre cei renumiți în Prahova ne oferă o variantă simplă, dar importantă pentru alimentația voiajorilor. Perioada de iarnă, fiind o perioadă de repaus, porumbeii sunt alimentați ca să evităm îngrășarea, 50% orzoaică, 40% porumb și 10% mazăre. Rubrica este susținută de Romvac Company. Calitate și performanță. Anotimpul rece coincide cu perioada de repaus competițional a voiajorilor. Este și momentul tratamentelor profilactice. Ce ar trebui făcut astfel încât porumbeii să fie sănătoși? Am cerut sfatul specialiștilor. Recomandăm efectuarea unor examene de laborator pentru decelarea eventualelor afecțiuni în limita posibilităților sau, în cazul în care columbofilii nu pot ajunge la un laborator de specialitate, vă sugerăm efectuarea unui complex de măsuri, un pic mecanic, le zicem noi, care să combată principalele boli la porumbei. Este un program de măsuri preventive structurat pe 21 de zile. În primele 4 zile, nu considerăm că ideal ar fi să combatem tricomonoza, care e o boală, zicem iarăși noi, de bază în patologia columbofilă. Se efectuează timp de, cum am spus, de 4 zile, chiar 5 zile, cu flagel stop, în doză de 10 grame pentru 40 de porumbei pe zi. În cazul în care apa în zonele dumneavoastră este foarte dură, se recomandă adăugarea vitaminei C sau a oțetului de mere. Vitamina C 1 gram la între 2 și 4 litri de apă, oțetul de mere 5 ml la litru de apă. Individual, dacă aveți colectivități mici de porumbei, sugerăm folosirea produsului Columbo Viofort, care conține metronidazol, în doză de 2 comprimate de porumbel pe zi, timp de 4 zile. După ce am încheiat tratamentul contra tricomonozei, se recomandă o perioadă de vitaminoterapie și de refacere a organismului până administrarea de polivitamine și drojdii. Sugerăm folosirea complexului polivitaminic buvabil pentru porumbei, un complex care conține toate vitaminele esențiale necesare organismului porumbeilor și a unei drojdii Liprot. Se administrează 1 ml pe litru de apă și respectiv drojdia o lingură la kilogramul de boabe. Boabele în prealabil umezite cu apă, iaurt. După efectuarea acestei vitaminoterapii, procedem la combaterea cocidiozei. În timpul iernii se folosește cu foarte bune rezultate produsul Amprolium în doză de 2 grame la litru de apă pe zi, timp de cel puțin 4 zile. Amprolium nu se folosește în perioada de zbor, deoarece este antivitamină B1 și produce o stare de letargie.
dar poate fi folosită absolut în tot timpul anului, la matcă, la porumbeii de ornament, porumbeii de carne. Iarăși, după ce am efectuat tratamentul contra cocciliozei, revenim cu vitaminoterapia, întotdeauna să refacem starea de bine a organismului și să refacem flora intestinală cu polivitamine și drojdii. Ca să fabrici pâinea cea mai bună, nu-i de ajuns să alegi cu grijă grâul și să obții cea mai albă făină. Trebuie să investești în tehnologie de ultimă oră și mai ales să pui suflet. Doar așa, noi, cei de la Oltina, vă putem oferi numeroase sortimente de pâine și produse de panificație, care de care mai gustoase. Și vă mai spunem un secret. Produsele noastre sunt naturale, fiindcă evităm să folosim coloranți și conservanți. Preferăm metodele tradiționale, ca la mama acasă, așa că vă urăm poftă bună! Oltina, pâinea care îți va aminti de părinți și bunici. Rămânem azi tot pe meleagurile Mizilului, localitate în care există, am putea spune, mulți crescători de porumbei, comparativ cu numărul de locuitori. Unul dintre ei este și Stelică Ivancea. A cunoscut aceste păsări, precum majoritatea celor care au ajuns columbofiri cu acte în regulă, încă de pe vremea copilăriei. A fost mai mult ca un curent în zona în care... În zona în care m-am născut și în cartierul unde am locuit. S-a întâmplat pentru că, așa cum spuneam anterior, Stelica a văzut în preajma sa nenumărați pasionați de voiajori. Probabil în jur de 15 crescători în vreo 3-4 mii de metri pătrați, să zicem așa. Ceea ce înseamnă o densitate destul de mare. E acolo, vrând nevrând, ca copil aproape că te contaminai cu acest sport. Și inevitabilul s-a produs. Concret, s-a contaminat și el. Prima dată a fost mai mult sub imboldul, să zicem, al plăcerii de a crește porumbei, să zicem, să-i avem în curte. Nu conta că era ce rasă, ce... Totul era să ai porumbei. Activitatea sa s-a desfășurat precum cea a unui copil, fără să știe prea multe, fără să aibă habar că ar putea face mai mult. Așa că, la un moment dat, a pierdut contactul cu păsările. De porumbei am reluat în anii adolescenței, când am avut câteva tentative să abordez din nou sportul columbofil la un nivel mai înalt. Însă n-a reușit nici atunci. Datorită faptului că majoritatea timpului eram ocupat cu alte probleme de ordin profesional și am abandonat pe consideratul că ceea ce nu poți să te implici foarte mult nu o să dea nici rezultate foarte mari. A preferat, decât să suporte un eșec, să se oprească. Evident, cu gândul că ar putea o lua-o de la capăt într-o altă bună zi. Și acest lucru s-a și întâmplat. M-am reluat de porumbei în 2007, când, cu ocazia unei lansări de la un zbor internațional, la domnul Miriță Nicolae de la clubul nostru, care este și președinte de la clubul nostru, participând direct în anturajul unor prieteni, a revenit din nou în forță această, să zicem, patimă, că noi suntem foarte pătimași acești crescători de păsărele și am zis că e momentul să mă apuc din nou, că nu se mai poate fără porumbei. A zis, dar a și făcut. A avut noroc pentru că n-a trebuit să înceapă chiar de la zero. Voliera am construit-o încă din anii 90. Când fiul meu a vrut să încerce, a avut o tentativă să încerce, un an de zile a și zburat, cu rezultate, să zicem, de mijloc. Dar
Era bine pentru început că totuși am trecut repede, deci am avut voliera făcută, voliera veche. O volieră în care se puteau ține liniștit circa 70-80 de porumbei. A fost așadar, să spunem, cea de-a treia încercare a lui Stelică de a se implica în creșterea porumbeilor călători, dar și cea mai reușită. Am trecut repede la achiziționarea unor porumbei de la diversi prieteni, am primit și cadouri, porumbei care ulterior au dispărut din crescătoria mea datorită faptului că erau un pic de mozaic acolo. Și, după revenire, a continuat să zboare pe numele fiului, Alexandru. Acest lucru se întâmpla prin 2007. A fost suficient pentru debut sau, așa cum spune Stelică, pentru amorul propriu de a avea porumbei în volieră. Tot atunci a propus ca în următorul an să-și înscrie păsările în competiții. Considerând că nu era pregătit suficient, a decis să investească masiv într-o matcă, să se poată bucura ulterior. În 2008 am început construcția noi voliere care se compune dintr-o matcă care este un spațiu care este numai a porumbeilor de viteză demifond. Dețin acolo mai toate liniile din această categorie, viteză demifond și linii de succes de la Columbofil, renumiți la noi din județ, chiar și din țară. A intrat așadar în forță în lumea crescătorilor. A vrut să comprime timpul, adică să recupereze rapid ceea ce nu reușise să facă în câțiva ani buni de zile. În același an, 2008, Stelică Ivancea a achiziționat 50 de perechi de porumbei, nu înainte însă de a renunța la cei pe care îi avea deja și despre care credea că nu s-ar putea ridica la notabile valori competiționale. A păstrat însă 2-3 pe care îi îndrăgise peste limită. Despre proiectele de viitor ale lui Stelică vom discuta însă sâmbăta viitoare la Călător în Zbor. Tot atunci vom vedea ce alte rezultate a mai obținut, dar și care sunt voiajorii săi de suflet. Vă așteptăm, așa cum ați văzut încă de astăzi, și cu noi sfaturi ale specialiștilor privind alimentația, dar și tratamentele porumbeilor, astfel încât aceștia să fie sănătoși și să obțină în competiții rezultatele pe care și le dorește, evident, fiecare columbofil care se respectă. Acest program v-a fost oferit de Grup Oltina. Grup